Președintele mexican Andrés Manuel López a semnat un decret prezidențial prin care a scos în afara legii vânzarea țigărilor electronice în cadrul politicii anti-vaping a guvernului. Conform Digi24.ro, statul mexican a interzis încă din luna octombrie anului trecut importarea acestor dispozitive. Anterior, autoritățile din domeniul protecției consumatorilor și alte legi au fost folosite pentru a descuraja vânzarea țigărilor electronice. În ciuda decretului dat marți, mulți mexicani cumpără astfel de produse și substanțe pentru ele de pe piața neagră sau de pe internet. Asistentul secretarului pentru sănătate a criticat vehement informațiile oferite de producători, potrivit cărora țigările electronice sunt mai sigure decât țigările clasice. Tot el a mai spus că aceasta este retorică, este o mare minciună. Potrivit datelor guvernamentale, cel puțin 5 milioane de mexicani au încercat o țigară electronică cel puțin o dată. Până în prezent, mai multe țări au interzis țigările electronice, precum India, Brazilia, Uruguay și Thailanda, relatează Digi24.ro.